Și bărbați. Acest subiect este încă unul dureros pentru societatea Republicii Moldova, una cu reminiscențe patriarhale care poziționează femeia pe o treaptă mai joasă decât bărbatul. Despre realitățile discriminării pe bază de gen, despre femeia din Republica Moldova în funcție de conducere, discutăm astăzi la Obiectiv Comun. Femeia, stereotipul era așa lângă cratițe, cu copii de fustă, o trag, deci asta era atât, ajunge. Deci n-are treabă să meargă, nici vorbă de conducere, ea nu putea să meargă nici la ședință. Deci când vorbim de egalitate de gen, sau când promovăm egalitate de gen, nu avem ca scop dominarea unui sex față de altul. Vezi că durează lupta din 1908 și până astăzi și nu putem spune că acest proces este unul finalizat dacă analizezi experiența Republicii Moldova. Cu mai multe detalii vine colega mea, Doina Salcuțan, care a investigat acest subiect. Doina, bună seara! Bună seara, Sandu! Doina, care este situația cu reprezentarea femeilor în funcție aici, în Republica Moldova? În Republica Moldova, reprezentarea femeilor în funcțiile de conducere este cu mult sub angajamentele internaționale. Dacă vorbim în Parlament, numărul femeilor este de circa 22%. În funcțiile guvernamentale vorbim despre 31%. Dacă ne referim la nivel local, din totalul primarilor, femeilor le revine o cifră de 20%. Iar dacă ne referim la consiliile cele municipale și cele raionale, vorbim despre o cifră de 18,55%. Dacă este să raportăm aceste cifre la faptul că în Republica Moldova femeile constituie peste 50%, atunci cu siguranță nu putem vorbi despre egalitate de șanse dintre femei și bărbați. Despre femeile în funcție de conducere, Doina a realizat și un reportaj mai amplu pe care vă propun să-l vedem chiar acum împreună. Era anul 1999 când a ajuns în funcția de primar al localității Verejeni, un vechi sat de Răzești din fostul județ Orhei, azi raionul Telenești. Pentru că nu era băștinașă, Olga German nici nu visa să ajungă în funcția de primar al comunei. O perioadă foarte complicată, o perioadă a transformărilor, a reformelor în administrația publică. Nu m-am văzut primar niciodată a localității. În primul rând, nu sunt băștinașă din Verejeni. Sunt de origine din orașul Sângerei și dat fiind că în Verejeni cei care erau veniți, aduși, trimiși, nu prea aveau sorți de izbândă în localitate, deci nu m-am văzut. Fosta profesoară de limbă și literatura română a lăsat cu greu catedra pentru a se deda vieții satului. Se vede că în rezultatul muncii pe care am depus-o în școala medie din localitate, unde în timpul acela eram de acum director de școală. Și asta a fost mai mult un gir de încredere din partea localnicilor, în calitate de femeie, pedagog, profesoară de limbă și literatură română, deci niște lucruri care constituiau pentru mine niște aturi puternice ca intelect, ca personalitate, iar ajuns în postura de primar, trebuia să mă dezic de câte ceva pentru a fi corect înțeleasă. În contextul unei situații socioeconomice dificile în 1999, accederea în funcția de primar al unei doamne era o raritate. A fost un curaj, cred că, din partea doamnelor care atunci au îndrăznit să aspire la funcția de primar. La nivel de țară eram 56 de femei. La nivel de județ, din 73 de primării, din 4 raioane a județului Orhei, eram 9 femei. Și peste tot eram neînțelese. Provocarea aceasta a vieții am acceptat-o și am ajuns să fim primari. A fost un handicap psihologic pentru bărbați. Ei trebuiau să recunoască primatul unei femei în fața unui consiliu de bărbați. Până în 2011 a stat la cârma satului, timp în care a muncit pentru a îmbunătăți viața setenilor. Spune că succesul unei femei depinde în cea mai mare măsură de ea însăși. Eu am o atitudine,
nu subiectivă, pentru că discut cu multe colege, foarte mult depinde de noi femeile. Bărbații demonstrează de multe ori că sunt solidari, femeile mai puțin. Este o calitate care tocmai că face ca lucrurile să nu se producă rapid și eficient. Deci sunt niște lucruri care trebuie puse în capul mesei, dacă vrem într-adevăr să obținem ceva. Tot de la catedra de profesoară la funcția de primar a trecut și Angela Zaporojan, doamna care se află în fruntea localității Colonița. Eu sunt profesoară și îmi place la nebunie să fac ore, îmi plac copiii, îmi plac anume ore să fac. Și atunci când am mers la primărie, nu o să mă credeți, eu mai mult de un an de zile aveam un nod în gât, mai ales că făceam și ore la școală, n-am lăsat orele. Foarte mult mă durea sufletul pentru școală, dar am mers aici pentru că știam că pot face. Eu nu știu de ce, dar de mic am fost șef. Șef la școală, șef la liceu, șef la facultate și așa mai departe. Deci întotdeauna am fost lider și întotdeauna am întâlnit după mine și fete și băieți. Nu, pedici au toți și bărbații au pedici, nu? Femeile le pot depăși ca și bărbații. Nu sunt mai slabe sau nu cedează. Eu în genere sunt după zodie leu. Adică dacă m-ai mușcat, păzea. Merg înainte și obțin absolut tot ce mi-am pus ca scop. Problemele localnicilor au făcut-o să se mobilizeze pentru a aduce bunăstarea în comunitate. De aceea am început de la infrastructură. Deci am început apă, canalizare. Eu trebuia să vin primar să înțeleg că mai mult de jumătate de sat nu are apeduct, nu are canalizare. Și atunci, în 5 ani de zile, noi am ajuns la niște rezultate extraordinare. Am reparat casa de cultură. Deci mulțumesc frumos Consiliul Municipal care ne ajută de fiecare dată. Deci am mai mult de 2 milioane au fost investite în Casa de Cultură. Am reparat primăria. Acum, așa cum o vedeți la aspectul ăsta, este departe de ceea ce a fost 5 ani în urmă. Mai mult de 18 străzi au fost reparate în satul Colonița. Avem un proiect așa cu care ne mândrim. Deci proiect alocații financiare au fost de la Ministerul Mediului. Am amenajat râpă din sat, așa îi spuneam noi râpă și acum copiii la școală, doamnă profesoară, dar nu mai este râpă, dar mai e parc, da, e parc. Deși primăria și viața localității solicită multă energie, doamna Zaporojan afirmă că este importantă nu cantitatea, ci calitatea timpului pe care îl acordă familiei. Se socoate că femeia trebuie să fie, păstreze căminul acasă. Deci ea trebuie să facă mâncare, trebuie să aibă grijă de copii, dar este un stereotip greșit. Exact același lucru îl fac și eu. Poate îl fac mai târziu. Poate pierd în timp că nu pot să le dau atâta timp copiilor și familiei, dar timpul care îl dau, mă strădui să-l dau calitativ. Adică copiii se simte ora aceea sau ziua aceea care am dat-o este a lor. Femeia poate face multe lucruri concomitent și le face foarte bine. Mai mult ca atât, bărbații pot să se apuce de un lucru pe care nu sunt sigur că îl vor reuși sau nu. Femeia calculează foarte bine până a face lucru, știe exact unde merge. De aceea, în funcție de conducere, nu este greu deloc. Doar trebuie să fie organizată și știe exact ce vrei și unde merge. Atât. Insistență, perseverență, fără asta nu se poate. Îndemnul Angelei Zaporojan pentru alte femei este simplu, încrederea în sine. Nu sunt bărbații cei care împiedică. Ține de femei. Femeia trebuie să creadă în ea și să înțeleagă că atunci când merge la o funcție de conducere, nimeni nu o rupe de la copii. Cum îi iubea, la fel îi iubește. La fel îi alind și la fel poate să le acorde acea dragoste și acea căldură de care au nevoie. Încrederea în sine și voința puternică au ghidat-o pe Zoia Jalbă de-a lungul vieții și activității profesionale. A fost profesoară timp de 30 de ani, consilier și mai apoi deputat. Dacă eu mi-am început activitatea de muncă prin anul 1976, vă dați seama câți ani erau. Nu era timpul când se discuta despre acest lucru. Și eu mă gândesc de multe ori că era, probabil, era egal pentru, și pentru bărbați și pentru femei, era egal această luptă pentru că fiecare se străduia să-și capte un loc sub soare. Nu era, să zic eu, împărțită activitatea femeii într-un fel, activitatea bărbatului într-un fel. Spune că prejudecățile despre femei se mai păstrează și astăzi, în pofida muncii care s-a depus în cei 25 de ani de independență. Femeia nu doar în Republica Moldova, dar, mă rog, și în alte state, chiar și în state mai dezvoltate, mult mai dezvoltate ca Republica Moldova, stereotipul ăsta mai persistă, care vine încă din patriarhat,
când femeia trebuie să aibă locul la bucătărie, printre cratițe, să crească copii, să îngrijească familia, să păstreze focul în vatră, asta vine și de la credința noastră care o avem. Cât s-a muncit asupra acestui fapt, deci nu avem rezultatele așteptate. Nu aș vrea să zic că femeile luptă neapărat să ajungă undeva. Deci femeile puternice luptă pentru că așa sunt ele luptătoare. Zoia Jalbă îndeamnă femeile să muncească și să cucerească culmi prin luptă cinstită. Or, ca să ajungi undeva sus, chiar pe munte, dacă te urci, trebuie neapărat să mergi pe cărăruia aceea tropoșită ca să ajungi acolo. Exact așa și în viață. Viața este o luptă și trebuie să mergi pe scări dacă vrei să ajungi acolo unde ți-ai propus sau poate nu ți-ai propus, dar dacă mergi pe scări neapărat ajungi cu puterile proprii. Pentru mine asta este foarte important, ca victoria să o obții prin luptă. Am revenit în platou, discutăm la acest subiect cu invitații din această seară. Este vorba despre doamna Elena Rățoi, manager UN Women Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Alexei Buzu, președinte Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, vă invităm și pe dumneavoastră cei de acasă să participați la discuție. Ne găsiți pe pagina de Facebook Obiectiv Comun, acolo unde emitem live această emisiune, iar în comentarii așteptăm și întrebările dumneavoastră, la fel precum și sugestiile dumneavoastră în cazul în care le aveți. Doamna Rățoi, eu vreau să începem cu dumneavoastră, ne spuneți cum stăm acum în anul 2017 la capitolul egalitate de gen în Republica Moldova. Dacă ar fi să vorbim despre egalitatea de gen din Republica Moldova, putem să observăm o ușoară îmbunătățire a situației, însă oricum femeile sunt mult mai puțin reprezentate în funcțiile de conducere decât bărbații. Așa precum și dumneavoastră ați dat câteva cifre, avem cu mult mai puține femei în Parlament, în Guvern, în consiliile locale și în funcție de primare în toată Republica. Respectiv, acest fapt ne demonstrează că femeile încă mai sunt discriminate, încă se mai confruntă cu stereotipuri și prejudecăți atât din partea societății cât și din partea familiei, fapt care le împiedică să candideze pentru o funcție, să fie mai implicate în viața civică, în viața politică și în viața publică a localității, dar și a țării. Domnule Buzu, spuneți-ne dumneavoastră, cum este percepută femeia din Republica Moldova de către întreaga societate, întreaga țară? Noi în 2006 am făcut un studiu, se numea pe atunci barometru de gen, și am încercat să măsurăm cât de mult din cetățenii Republicii Moldova, bărbați și femei, sunt de acord cu anumite roluri tradiționale ale femeii. Și am pus întrebări cum ar fi dacă sunt de acord pentru faptul că rolul principal al femeii este să aibă grijă de casă, să stea acasă, iar rolul principal al bărbatului este să aducă bani acasă. Și în 2016 am repetat acest studiu cu suportul colegilor noștri la UN Women și am constatat că bunătățirile la acest capitol au fost practic neglijabile. Deci, în continuare, în Republica Moldova, deși se mai atenuează stereotipul de gen, o bună parte, o parte semnificativă a cetățenilor și cetățenilor din Republica Moldova totuși încă cred în o distribuire foarte clară, tradițională a rolurilor de gen. Bărbații trebuie să aducă bani, femeile trebuie să stea acasă și ceea ce de fapt am observat este că cu mult mai mult s-a îmbunătățit percepția femeilor în politică. Deci dacă în 2006 aproximativ 50% din respondenți bărbați și femei spuneau că bărbații sunt mai buni la politică comparativ cu femeile, procentul ăsta a căzut aproape la 20% și credem noi că o bună parte din îmbunătățirea acestei percepții se datorează acestor minunate doamne pe care dumneavoastră le-ați arătat. Ele zi de zi, prin munca lor, schimbă percepții, sunt ca anumite modele pentru fetele, femeile din localitățile în care lucrează și credem noi că doar prin
prin propriu exemplu și prin politici și de suport a egalității de gen, vom putea să remodelăm și într-adevăr să ajungem la o societate cum ar fi cele nordice, da, în care este firesc că și bărbatul și femeia se bucure și de viața profesională și cea de familie. Spuneați că acest barometru a fost făcut la 10 ani diferență, oricum schimbările au fost, nu au fost atât de majore, nu au fost acele pe care ni le-am fi dorit noi. Dacă puteți să ne spuneți fiecare dintre voi care sunt problemele care trebuie scoase în evidență, problemele care se confruntă femeile din Republica Moldova încă acum în 2017. Vreau să spun că sunt domenii în care, hai să spunem așa, egalitatea de gen defavorizează femeile, cum ar fi politica, piața muncii și cred că o să discutăm, dar sunt domenii în care egalitatea de gen defavorizează bărbații, cum ar fi educația, sănătatea. Și cred că e important să spunem că atunci când vorbim despre egalitatea de gen, vorbim despre șanse egale, rezultate în măsură egală atât pentru bărbați cât și pentru femei. Dar este clar că în marea parte a domeniilor și sectoarelor cei defavorizați sunt femeile. Și tot timpul întrebarea este totuși de unde se pornește schimbarea? Se pornește de la politici, de la măsuri de susținere, cum ar fi acele inițiative pe care le-am discutat inclusiv în studiul noastră, cum ar fi concediul paternal, extinderea accesului la servicii de creșe, deci măsuri de a susține angajarea femeilor și protejarea drepturilor acestor atunci când se angajează și prin aceste măsuri, de fapt, o să schimbăm percepția că și femeile pot să combine viața de profesională și cu viața de familie sau, de fapt, trebuie să întâmple o revoluție în mintea fiecărui cetățean din Republica Moldova și doar atunci. Eu cred că prima trebuie să întâmple, pentru că responsabilitatea este pe autorități, pe noi toți care lucrăm în acest domeniu, inclusiv pe instituțiile mass media, să proiectăm o altă imagine, să arătăm că este posibil și așa încet eu cred că și cetățenii vor putea să vadă un alt tipaj de comportament, un alt tipaj a rolurilor de gen în Republica Moldova. Doamna Rățoi? Stereotipizarea, de fapt, începe încă de la grădiniță, din familie, în școli, atunci când sunt divizate clare, acestea sunt activități pentru băieței, acestea sunt activități în care trebuie să participe doar fetițele, tot așa și în familie sunt lucruri pe care le fac doar femeile și sunt lucruri pe care le fac bărbații. Oricum, în prezent, încă femeile se confruntă cu o dublă povară, fiind și munca casnică și viața profesională care trebuie să-i facă față. Respectiv, în mediu, femeile muncesc cu 2 ore mai mult decât bărbații, luând în considerație și munca casnică pe care o fac. Această muncă mai este încă și neachitată, nimeni nu o observă și nimeni nu o apreciază, respectiv femeile, petrecând mai mult timp cu copiii, cu treburile casnice, ele își reduc din timpul lor care ar putea să-l dedice carierei, avansării în plan profesional și în politică. Și acest fapt va predomina încă atâta timp cât nu schimbăm accentele atât în educație cât și în viața de familie. Adică că de fapt munca casnică, educația respectivă ar trebui să fie divizată în egală măsură între bărbați și între femei. Nu ar trebui să fie o singură persoană responsabilă pentru acest fapt și acest lucru ar ajuta femeile să fie mai active, să aibă mai multe oportunități și mai mult timp chiar pentru a se dedica carierei și vieții publice. Și dacă dacă îmi dai voie, Sandu, și dacă ne referim și la activitatea profesională a femeii, există și această discriminare pe criterii de salariu. Cumva femeile sunt remunerate mai puțin decât bărbații pentru același job sau pentru aceeași funcție pe care o au. Există și această fațetă a egalității de gen. Exact, noi am constatat acest lucru, deci sunt sectoare în care munca
femeilor este apreciată mai puțin. Sunt sectoare în care femeile sunt segregate la pozițiile mai prost plătite. Deci sunt sectoare cum ar fi IT, sectorul financiar, diferența de gen la salarii este de 37-38%. Avem și an de an crește diferența de gen la pensii. Deci pensia media bărbaților, spre exemplu, dacă luăm pentru municipiul Chișinău, este cu 28% mai mare decât pensia medie a femeilor. Și nu putem spunem că, nu știu, femeile care deja sunt la pensie au muncit mai prost, au muncit mai puțin și asta se datorează faptul că au o pensie mai mică. Și monetar vorbind, diferența aceasta se cifrează la aproximativ 6600 de lei pe an. Eu cred că pentru o pensionară din Chișinău această sumă contează foarte, foarte mult. Domnule Buzu, spuneați mai devreme despre faptul că ar trebui să se implice autoritățile mai mult. În 2016, legislativul chiar a votat o lege, legea 71, care prevede că cel puțin 40% din membrii guvernului să fie femei, aceeași cotă fiind obligatorie și pentru listele de candidați ale formațiunilor politice la alegeri. De ce a fost nevoie de această cotă? Aflăm din reportajul ce urmează. În aprilie 2016, legislativul a adoptat legea 71, care prevede introducerea cotei de gen de reprezentare minimă de 40% în procesul decizional și în politică. Inițiativa a fost salutată de societatea civilă și experții internaționali. Dacă este să vorbim cât de egale sunt drepturile femeilor și a bărbaților în Republica Moldova pentru participarea în luarea deciziilor, vedeți și singuri. Câte femei ministre avem, câte femei în Parlament avem, câte femei șefi de consilii raionale, câte femei primar, cât în funcție de primar și câte femei consiliere raionale sau regionale încă sunt, sau locale. Suntem încă departe de o echitate și un echilibru în luarea deciziilor cu participarea femeilor și bărbaților. Iată, astea sunt argumentele de ce a fost nevoie de un mecanism stabilit prin lege pentru care ar facilita creșterea implicării femeilor în procesele decizionale. Dar opinia mea este că nu este suficient doar să votezi o lege și lucrurile se schimbă pe loc. Nici pe departe. Această schimbare vine și prin schimbare de mentalitate, prin înțelegerea necesității acestei participări egale. La nivel de societate sau percepție, noi încă mai avem foarte mult de lucrat. Din numărul total de deputați în Parlament, femeile constituie doar 21%. Femeile constituind 51,2% din populația țării, respectiv noi suntem acea parte importantă a electoratului care nu este reprezentantă în Parlament și avem un drept să fim reprezentanți. Experții susțin că legea privind cotele este necesară, totuși aceasta nu prevede o distribuire echitabilă a femeilor pe listele electorale. Atunci când lumea aude de cote, se sperie. În primul rând trebuie să spunem că este o măsură temporară pentru ca să ridicăm numărul de femei la nivel de în procesul decizional. Doi la mână, cu părere de rău, pe ultima sută de metri, această lege a fost votată cu două modificări esențiale. Au fost scoase prevederile de plasament și sancțiuni în care nu sunt respectate prevederile de plasament. Ce includ prevederile de plasament? Acea distribuire pe listele electorale în care noi ne-am asigurat că femeile sunt puse la începutul listei și nu la coada listei. Că dacă noi urmărim evoluția sau plasarea candidatelor femei pe liste electorale la toate partidele în celelalte scrutinii parlamentare, o să observăm că aproximativ 30-32%, 33% erau femei pe listă. Adică nu putem spune că femei nu erau deloc pe listă. Ele erau, dar altă problemă că ele erau plasate la coada listei. Stimați invitați, vreau să vă întreb și pe noastră cât de eficientă este această cotă despre care vorbim de 40%, dacă a fost ea pusă în practică, dacă se pune în practică. Da. Vă rog, doamne. Această lege a fost votată abia anul trecut, în 2016, respectiv de atunci nu am avut scrutine în care ar putea fi aplicată această prevedere legală, nu am avut alegeri parlamentare sau alegeri locale, respectiv nu am putut vedea în practică cum respectă partidele politice prevederea dată.
Însă, conform legii, acestea nu ar trebui să fie înregistrate pentru cursa electorală, în cazul în care nu respectă prevederea de 40%. Problema este că dacă legiuitorii decid să schimbe sistemul electoral, atunci această prevedere a cotei devine inutilă, pentru că atunci dispare esența de listă. Probabil ea va fi aplicată doar în cazul alegerilor locale. Și atunci, iarăși, urmează să vedem care vor fi dezbaterile, ce totuși va reuși să adopte Parlamentul. Totuși, cum a spus și una dintre interlocutoarele noastre, acele prevederi de plasament erau foarte importante, pentru că în alegerile din 2014, în medie, inclusiv partidele care au acces în Parlament au respectat o proporție de 35-32%. Deci dacă aceste prevederi de plasament nu vor fi, putem să presupunem că o bună parte a femeilor vor fi plasate pe locurile care nu cred că le garantează foarte multe șanse de a accede în Parlament. Și cred că etapa următoare după introducerea cotelor este să ne gândim la o reformă mai substanțială a modului în care campaniile electorale și partidele politice sunt finanțate, pentru că din ce în ce mai mult observăm că există o relație destul de strânsă între cine sunt donatorii campaniilor electorale partidelor politice și unde ei se află pe lista de candidați. Și dacă o să inducem mai multă transparență în acest sens, o să reușim să plafonăm mai jos donațiile, pentru că acum sunt excesiv de înalte, atunci credem că o să oferim un mediu mai competitiv, când bărbații și femeile în același partid o să poată să concureze în baza de capacități, carismă, încrederea de care ei se bucură, contribuția care au avut-o și nu, de fapt, suma cu care au contribuit pe parcursul anului sau în campanie electorală. Da, dar vreau să ne vorbim despre eficiența acestei legi și dacă e suficientă această lege pentru ca să oferim acea egalitate de gen în funcțiile de conducere. Rezultatul ei putem, cred să vedem, cel puțin în două campanii electorale. Deci, ideea a fost de a garanta că cel puțin în toate organele elective va fi o masă critică de 40% fie bărbați sau femei și astfel vor crea vor declanșa o schimbare prin sensul în care o să poată să arate că putem să avem mai multe femei fiind în partid, în consiliul raional, consiliul local, poți deja să avansezi și în interiorul partidului și atunci poți într-un fel să instituționalizezi o reprezentare mai echitabilă și în cadrul interiorul partidului. Și noi am observat că de multe ori când femeile sunt alese, ele se bucură foarte mult din încrederea alegătorilor, pentru că în special pentru alegeri locale, background-ul candidatelor este din educație, societatea civilă, sistemul de sănătate și nu vin din, foarte puține femei vin din sectorul privat cu anumite interese, deci vin cu o pregătire, cunosc deja sistemul, apelează la proiecte, încearcă să mobilizează comunitatea și cu cât mai multe comunități, o să avem mai multe femei, credem că o să schimbe acest cerc vicios. Spunea cineva, vorbeam cu un coleg din Germania, spunea că sunt copii acum în Germania de, 10-12 ani care în experiența lor sau chiar și adolescenți nu cunosc ca țara lor să fie condusă de un bărbat. Pentru că cancelarul Angela Merkel este la 4-lea mandat deja, da? Și atunci, eu cred că prin aceste schimbări vom putea să garantăm această schimbare, permanentă. Deci aș colega spunea că prevederile cote este o prevedere temporară. Sperăm noi că poate în câteva cicluri electorale de ea nu va mai fi nevoie. Dar ce se întâmplă totuși dacă femeile vor fi plasate la coada listei și nu vor avea acces în Parlament sau în alte funcții de conducere? Există vreun mecanism, de sancțiune sau de prevenire cel puțin? Calitatea de sancțiune sau de prevenire ar
ar fi conștientizarea atât a partidelor politice, cât și a societății în întregime despre necesitatea implicării cât mai mare a femeilor în politică. Respectiv, atâta timp cât nu avem o lege care să prevadă expres plasamentul, ar trebui prin alte măsuri, cum ar fi sensibilizarea, informarea, explicarea din ce cauză o femeie trebuie să fie într-o funcție de conducere. Care este beneficiul? Ce ar schimba asta pentru țară? De fapt, acum încercăm să lucrăm cât mai mult inclusiv cu mass media, cu reprezentanții societății civile, cu partidele politice, cu femeile în general, pentru a le motiva ca acestea să candideze, să distrugem stereotipurile care există în societate, precum că o femeie în funcție de conducere este mai slabă decât un bărbat, pentru că faptele arată altceva, dovedesc contrariu. Și da, asta ar fi acum soluția. Oricum continuăm discuțiile cu Parlamentul, cu partidele politice și încercăm să mergem pe câteva scenarii. Primul ar fi totuși dacă următoarea campanie electorală va dovedi că majoritatea partidelor politici plasează, respectă cota în general, dar plasează femeile pe locurile elegibile, atunci vom arăta că această prevedere legală adoptată de majoritatea deputaților, deci indiferent opoziție la guvernare, deci ea trebuie consolidată. În al doilea rând, noi o să încercăm să punem presiuni pe partide și concurenți individuali în timpul campaniei electorale, totuși să ofere, să respecte cel puțin informal, dacă nu plasamentul de la fiecare 5, poate la fiecare 10. Iar dacă ei nu cred în acest instrument, atunci haideți să fie o bătălie pe intern, un fel de primaries, dar cu adevărat democratice, deschise, în care toți membrii de partid pot să concureze și eu sunt sigur că majoritatea membrilor de partid vor opta pentru acei candidați care sunt onești, care lucrează, care au venit cu proiecte de legi, care au dat dovadă de performanță, care nu au fost implicați în anumite scandaluri, investigații mediatice, bani nu și-au declarat anumite averi sau au avut interes comercial. Și eu sunt sigur în acest sens că lista de candidați va fi mult mai echilibrat. Nu vreau să spun că vor alege mare parte femei, dar eu sunt sigur că lista va fi mult mai echilibrată. Domnul Rățoi, organizația UN Women în general a sprijinit această lege și a luptat ca ea să ajungă în Parlament și să fie votată. Propun în continuare să urmărim declarație coordonatoare de programe din cadrul organizației UN Women în Republica Moldova. Entitatea ONU pentru egalitate de gen și emanciparea femeilor UN Women susține și implementează proiecte menite să elimine discriminarea femeilor din Moldova. If we want to solve the complex problems of today, of the world that we have today, poverty, inequality, various humanitarian crises, climate change, etc., we need to use the talent, all the talent that we have in the population. And women represent 50% of the population in the world. Here in Moldova, even slightly more, women represent 53% of the Moldovan population. And there are such a big talent pool, there is so much that they can offer in solving all of these complex processes. So we have to ensure that they are equally represented and participate in decision making at all levels, at the national level, at the local level, also at the level of regional and international. Potrivit unor estimări ale experților, o egalitate de șanse în toate sferile vieții ar putea fi atinsă cam în 170 de ani. To share with you that according to some of the projections that we have, if we continue with the current pace of progress, so if nothing changes, if things continue to be the same way they used to be in the past decades, it will take us 50 years to reach gender parity, meaning 50-50 representation of women in decision-making, in political participation. And it will take us much longer, it will take us 170 years, so almost two centuries, to reach economic equality in the economic sphere, in economic empowerment between women and men. So I think that the question is,
we cannot really wait for this long, and we have to make some changes and we have to take some measures to accelerate the change so that future generations can live. So we have worked in different spheres with various partners, so with the government, with the parliament, with civil society, with women. Increasingly we're going at the local level and working a lot with women who are at the local level and who we consider the real experts, the real agents of change. Doamna Roțoi, vreau să vorbim în continuare despre aceste proiecte implementate în Republica Moldova de către Young Women. Să ne spuneți dumneavoastră care sunt rezultatele acestor proiecte. De fapt, e foarte greu să spunem un rezultat de care ne bucurăm cel mai mult. Ar fi faptul că femeile devin din ce în ce mai active, implicate în viața politică. Sunt mai multe femei candidate, sunt mai multe femei alese. Adoptarea legii numărul 71, de fapt, este un efort al întregii societăți, a Republicii Moldova, a experților în domeniul egalității de gen, a societății civile în general, a deputaților din Parlament și a Guvernului, care au, într-adevăr, au susținut și sunt adepții egalității de gen. Dacă e să vorbim despre, anume despre programul Femeile în Politică și despre ce face UN Women Moldova pentru a promova femeile în politică, vreau să spun că noi ne axăm foarte mult și pe implicarea femeilor din categoriile mai vulnerabile în promovarea acestora ca să candideze la funcții de conducere, ca să fie reprezentate în viața publică și în viața politică. Respectiv, un rezultat inedit pentru Republica Moldova a fost obținut în 2015 după alegerile locale, când pentru prima dată în istoria Republicii Moldova două femei de etnie romă au fost alese în calitate de consiliere locale. Până atunci nicio femeie de etnie romă nu a candidat vreodată. În 2015, pentru prima dată, 7 din ele au candidat și 2 din ele au fost alese în consiliile locale. Dar cât de receptive sunt femeile atunci când mergeți și discutați cu acestea, când le încurajați? Sunt femei foarte active și sunt femei, într-adevăr, care demonstrează competențe, nu aș putea spune competențe, pentru că toate femeile sunt competente, care își demonstrează dorință de a candida și de a schimba viața în general, pentru că ele înțeleg că dacă ele o să acceadă la poziții de conducere, atunci ele vor putea participa la nivelul de luare a deciziilor, ele vor putea face lege, ele vor putea promova problemele care se confruntă în societate, astfel încât acestea să fie rezolvate. Și sunt femei în Republica Moldova foarte active, care merită într-adevăr să fie nu doar pe listele partidelor politice, însă și în Parlament, în consiliile locale, în calitate de doamne primare. De multe ori se spune că nu sunt femei care își doresc în Republica Moldova să fie în funcție de conducere. De fapt, ele sunt foarte multe, numai că cineva nu vrea să le vadă. Sau nu sunt auzite. Noi avem foarte multe femei lidere care cu adevărat sunt competente și care pot face schimbări. Domnule Buzi, în acest sens vreau să vă întreb noastră cât de importantă este susținerea externă ca aici în Republica Moldova să ajungem la acea egalitate de gen despre care tot vorbim în cadrul acestei ediții. Susținerea externă este crucială din două puncte de vedere. În primul rând, în general, întregul proces de dezvoltare și modernizare Republicii Moldova este susținut de parteneri externi. Noi încă nu avem așa o clasă de vizionare, nu știu, a celor oamenilor de afaceri care într-adevăr să susțină, să investească în proiecte de, nu știu, consolidarea democrației, statului de drept, dezvoltare comunitară. Și atunci, practic, întreg procesul de modernizare și democratizare a Republicii Moldova este susținut în afară. Și noi ne bucurăm inclusiv de un mare susținător în acest sens, este Suedia, Regatul Suediei, care a susținut programe de susținere egalității de gen, programe de împuternicire a femeilor
Și nu mai puțin important este și susținerea politică prin mesajele care le oferă către autorități prin propriul propriul exemplu. Cred că aceste două elemente contează foarte mult. Țin minte multiple discuții pe care le-am avut atunci când nu reușeam să convingem Parlamentul sau să convingem suficienți deputați care să voteze anumite decizii care urmau să avanseze nivelul egalității de gen. Credem că fără acest suport foarte puțin lucruri ne-ar reuși. Și vorbind despre anumite succese prin proiectele pe care noi le-am avut, eu am avut onoarea să cunosc atât de multe femei la nivel local care în fiecare zi chiar dacă trebuie să aibă grijă să meargă la serviciu, treburile de casnici, găsesc timp să implice într-un mod civic, să mobilizeze membrii comunității, să încerce să identifice soluții, resurse și să persiste, să implementeze mici proiecte comunitare și să ne place nouă să spune, să aduc Europa în comunitatea lor. Dar putem, prin aceste exemple ale europenilor, ale partenerilor externi, să influențăm societatea noastră și să scăpăm de aceste stereotipuri care sunt cumva înrădăcinate de ani buni în țara noastră. Eu cred că da, și spuneam la începutul emisiunii, noi încă continuăm, cred eu, să fim și sondajele, rezultatele sondajelor pe care noi le facem, arată că noi continuăm să fim o societate patriarhală, dar în timp aceste stereotipuri se ameliorează și eu cred că aici sunt mai multe elemente. O bună parte este că foarte mulți dintre noi au avut posibilitatea să călătorească, avem membri ai familiei migranți în țări în care sunt mai cu o altă cultură, mai progresivă, aș spune eu. Și eu cred că și lucrul ăsta a influențat. Spunea cineva că femeile din Republica Moldova, migrante care au plecat în Europa, au plecat mâhnite și când se întorc înapoi sunt ca niște flori, deci deschise, merg mai hotărât, cu fruntea sus. Deci eu cred că și aici s-a schimbat. Și un alt element foarte important și de asta iarăși încă o dată vreau să subliniez importanța acestor emisiuni și discuții pe care le avem, pentru că și instituțiile mass media este important cum reflectă imaginea și rolurile bărbaților și femeilor din societate. Aceste dezbateri, chiar dacă poate sunt un pic mai plicticoase, nu conțin elemente de senzație, de crize politice și mai departe, eu cred că ele sunt importante, pentru că noi încercăm să dezbatem și să punem anumite întrebări și sper și telespectatorii încearcă să... Deci sunt parteneri externe, sunt autoritățile, este mass media, sunt campanii de informare, pentru că percepția asupra femeii, iarăși, se încearcă a fi schimbată și prin multe spoturi video. Vreau să vedem câteva dintre acestea, încercări care au fost făcute deja în Republica Moldova. Despre aceste inițiative aflăm mai multe detalii din reportajul următor. Societatea civilă, dar și organizațiile internaționale au promovat și promovează egalitatea de șanse dintre femei și bărbați, dar și eliminarea discriminării pe criterii de sexe prin mai multe spoturi video. Nu voi fi refuzat la angajare de teamă că m-aș putea căsători și întemeia o familie. Dacă nu m-am măritat până la 25 de ani, voi fi considerată fată bătrână. Unul din aceste spoturi vine să scoată în evidență câteva dintre privilegiile bărbaților avute într-o societate patriarhală. Dacă ocup un post înalt, se vor face știri despre colanții mei și nu despre activitatea mea. Când eram copil, mi se spunea că o să ajung președinte sau director, iar fetele erau trimise la bucătăria. Un alt spot, lansat la sfârșitul anului 2016, cu ocazia Zilei Internaționale a Migranților, de către Ann Woman, are drept scop schimbarea imaginii femeii migrante în societate. Am fost și eu plecat peste hotare. Nu sunt femeile noastre, așa cum spun unii. Muncesc sărmanele din greu. Muncesc cinstit. Vorbind despre promovarea femeilor în aceste funcții înalte de conducere, vreau să vă întreb, pentru că până la urmă sunt acele partide despre care tot am discutat. Sunt aceleași consilii unde, vrei nu vrei, încearcă să promoveze mai mult bărbații decât femeile.
De ce se întâmplă acest lucru și cum putem noi să-l schimbăm? Și vreau să vorbim aici anume despre fiecare persoană în parte, despre cum ar putea să-și aducă aportul în aceste modificări. Noi am încercat să, în studiul din anul trecut, am încercat să întrebăm candidații, bărbați și femei, cum au luat decizia de a candida. Și rezultatele au arătat un lucru pe care toți îl știau, că decizia de a candida pentru bărbați a fost mult mai ușoară și de obicei la propunerea partidului din care fac parte, iar decizia de a candida pentru femei a fost un pic mai dificilă, pentru că pe lângă propunerea sau susținerea din cadrul partidului, mai trebuia să aibă și susținere din partea familiei. Și atunci este important să înțelegem că, pe de o parte, și partidele împiedică femeile să participe, dar să înțelegem că și decizia femeilor de a se implica și de a candida este mai dificilă, din cauza că de multe ori se consideră că implicarea, acel puțin timp liber care îl ai, dacă o să-l dedici activității politice, activității nu știu, de conducere, atunci îți va, într-un fel, va avea de ales dintre viața de familie și viața politică. Deci viața de familie va avea de suferit. Și prin acele exemple, inclusiv care l-a arătat noastră și una dintre doamnele primare a spus că, de fapt, nu, dacă intri în politică, nu înseamnă că îți iubești copilul mai puțin sau ai grijă mai puțin de familie. Și cred că asemenea exemple încet, încet o să schimbe. Dar ce putem să facem este că numărul de persoane care au încurajat un bărbat să candideze comparativ cu numărul de persoane care au încurajat o femeie să candideze este de două ori mai mult. Deci bărbații sunt încurajați de două ori mai mult, cum și am văzut și în spotul anterior. Deci ceea ce putem să facem este în comunitatea, în cartierul în care locuim, putem să identificăm o femeie, o fată care este competentă, integră și să încercăm să o încurajăm să se implice într-un ONG, într-un grup de inițiativă, să implice în un partid care îi simpatizează și la următoarele alegeri locale, parlamentare, într-adevăr să implice. Asta cred că fiecare dintre noi putem să facem. Iar când în cercul de prieteni vedem că cineva vorbește într-un mod sexist, într-un mod denigrator față de femei sau față de bărbați sau oricare alt grup, ar fi bine să-i apostrofăm, să le explicăm care e situația și încet cred că vom schimba situația în Republica Moldova. Da, de fapt, după cum a spus și anterior, femeile se confruntă cu o dublă povară, inclusiv cu povara responsabilitatea de a crește copii și de a avea grijă de treburile casnice. Mai adăugăm aici stereotipurile care există în societate și care ele sunt promovate, pentru că femeile sunt de obicei crescute ca fiind docile, fetițe cu minte, care își vor găsi un soț și vor sta bine mersi acasă, pe când bărbații sunt încurajați ca să fie lideri. Este și reprezentarea femeilor și a bărbaților de către mass media, în care bărbații sunt de obicei reprezentați ca politicieni, lideri în domeniile economice, politice, iar femeile sunt reprezentate mai mult în domenii precum ar fi moda, treburile casnice, domeniul social, etc. Toate aceste elemente, toți acești factori creează condiții mai dificile pentru femei ca acestea să acceadă la o funcție de conducere sau să candideze. Ele se tem, iarăși, ce va spune societatea, că politica este murdară, că nu voi fi înțeleasă de către familie, că soțul nu-mi va permite, mai sunt încă și așa cazuri în Republica Moldova, respectiv toate acestea le împiedică ca să fie mai mult reprezentate în funcții de decizie. Iar sarcina noastră, a societății, a tuturor actorilor implicați, ar fi ca să educăm, să demonstrăm că femeile sunt necesare în funcțiile de decizie, că ele pot fi lidere
la fel de bune cum sunt și bărbații, iar familiile, prietenii ar trebui să le încurajeze și să le susțină. Da. Dacă este să vorbim despre egalitatea gender în proporție de 100%, deocamdată cam nu putem vorbi nici într-o țară unde să existe acest procentaj, însă sunt câteva state care înregistrează performanțe la acest capitol. Care sunt aceste state? Le aflăm chiar acum împreună. Deși nicio țară din lume nu a atins echilibrul egalității de gen în toate sferele vieții, Islanda poate fi catalogată drept țara cu cea mai mică prăpastie între sexe. Islandezele se bucură de acces aproape egal cu bărbații la educație și sănătate. Învățământul superior în această țară este dominat de femei. De asemenea, în Islanda, femeile pot participa mai ușor ca în alte părți la viața politică și economică a țării. Norvegia a reușit să scadă cu 84% diferența dintre sexe în zona de oportunități și participare economică. Norvegia mai este fruntașă și în privința câștigurilor egale pentru femei și bărbați atunci când vine vorba de venituri medii. Cu o prezență a femeilor în Parlamentul suedez de aproape 50%, Suedia are unul din cele mai mari procentaj de femei legislatori din lume. Suedia este țara ideală pentru femei, deoarece mamele și tații primesc 16 luni concediu de maternitate plătit integral. Țara are însă o rată destul de ridicată a violenței în familie. Da, suntem pe final de emisiune. Vreau să vă ajungem la o concluzie în urma celor discutate de către noi anterior. Spuneați chiar la începutul emisiunii despre acel barometru. Timp de 10 ani au fost schimbări, nu foarte mari. Vreau să venim cu un pronostic, să ne spuneți de cât timp am avea noi nevoie ca să ajungem la schimbările așteptate de către noi. Dacă de 8 martie o să continuăm doar să oferim femeilor flori și câteva clișee sub formă de versuri, atunci schimbările vor fi foarte, foarte mici. Și cred că în următoarele 50-100 de ani poate putem să vorbim de o mai mare egalitate de gen. Trebuie să ne asumăm mai multe acțiuni hotărâte și reforme în acest sens. Conform unor studii, se spune că pe plan mondial mai sunt necesare încă 50 de ani pentru ca să atingem egalitatea de gen deplină. Noi nu avem 50 de ani, este un termen prea lung și respectiv ar trebui să începem să oferim femeilor loc în plus pe liste, să le încurajăm, să le susținem și de asemenea femeile să aibă curajul să ceară acele funcții, pentru că dacă nimeni nu le dă, ele trebuie să vină și să le ceară. Doina? Când vorbim despre egalitate gender, nu vorbim despre o concurență dintre femei și bărbați, ci despre drepturi egale, despre posibilitatea de a alege și despre o societate lipsită de prejudecăți. Și femeile au dreptul total să fie tratate egal, la fel ca și bărbații, în toate sferele vieții. Stimați invitați, eu vă mulțumesc pentru prezență, curaj, doamnelor, și solidaritate din partea inclusiv a bărbaților doresc. Chiar acum avem legătura directă cu Stella Danilă, prezentatoarea telejurnalului de la ora 18, care ne va spune ce vedem astăzi în telejurnal. Stella, bună seara! Bună seara, Sandu! Bună seara, doamnelor și domnilor! Nu toți cetățenii Republicii Moldova care au săvârșit abateri pe teritoriul Rusiei vor primi un termen de grație pentru a-și legaliza șederea. Măsura nu se aplică pentru cei care au fost expulzați sau deportați. Vă spunem însă mai multe peste doar câteva minute la telejurnal. Stella, îți mulțumesc, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră într-o ediție specială dedicată în totalitate femeilor. La revedere! O seară frumoasă vă doresc! We'll be right back.